Deci, mie îmi pare foarte rău că o instituție publică se dedea cu falsuri în declarații publice. Apropo, și sugerez, pentru că atunci când sunt niște subiecte cu caracter personal, mă găsesc foarte repede. Ar fi putut să mă întrebe la direct sau viceprimarul, pentru că nici noi astăzi, când am văzut această expunere publică, nu prea am înțeles de unde vine și cu ce se mănâncă, pentru că astfel de documente nu avem cel puțin înregistrate în formula în care a fost vehiculat. Dar vreau și insist acum pe de altă parte. Primăria nu a eliberat acte și nu are spre examinare un astfel de proiect. Vreau să întreb eu rectoratul. Pentru că în Universitatea Tehnică, 20 de ani aproape a fost un rector, după care este ficiorul acelui rector. Toate terenurile au fost transmise, nu știu eu sub ce formă, și sunt construcții chiar pe teritoriul universității, în preajma universității. Construcții foarte multe, multe etajate, unele din ele trebuiau să ajungă la profesori, nu știu câte au ajuns, dar în toată zona aceea, toate terenurile erau UTM-ului. Întrebarea mea către rectorat, de ce nu și-au pus întrebările când au înstrăinat aceste terenuri, când s-au ridicat aceste blocuri și dacă este de natură legală ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani. Iar primăria, datoria sa, repet, din 1500 de acte permisive, astăzi nu sunt întrebări cu caracter ilegal sau cel puțin contestate, da, până la mine, care au fost eliberate, sunt. Și dumneavoastră le cunoașteți. Dar noi răspundem de mandatul în care suntem. Cam asta este răspunsul pentru rectoratul UTM. Deci compania X-Factor nu va construi pe teritoriul patrialului? Nu am un asemenea demers și nici direcția arhitectură la această etapă. Dacă va parveni, v-am spus, un an în urmă a fost respins de Consiliul Urbanistic.